rezervația este gândită ca un parc cu animale, o microdeltă, un loc în care predomină vietățile acvatice, ce constituie bucuria deltei, bucuria Dobrogei. Și mesajul nostru este un mesaj de a îngriji aceste animale, de a respecta biodiversitatea și de a face tot ceea ce ne este posibil să păstrăm natura așa cum este ea. Să fim grijulii și responsabili față de tot ceea ce putem face și ar putea strica, inclusiv de aruncatul gunoiului, atunci când trebuie să o facem, să fie într-un loc în care să se permită reciclarea. Trăim într-o zonă, într-o arie geografică împrejmuită de apă, la custră, unde comportamentul nostru față de natură este mai important, întrucât se vede, plasticul ajunge în apă ca microplastic, ajunge să, după aceea, să ne intoxice și pe noi, să intoxice biota și să devenim responsabili pentru niște modificări importante ale acesteia. Vă urez o vizită plăcută la microrezervație. Bineînțeles că vizita se va realiza atunci când vom avea această posibilitate, când carantina se va termina, și să o facem în niște condiții relaxate, de responsabilitate și de dragoste față de animale.